Doamne ferește, pleacă Dan Petrescu. Bergode are vreo șansă să vină la CFR? Sunt antrenori care merită să fie la CFR, antrenori buni. E clar că în situația în care va pleca Dan Petrescu, deci doar atunci, trebuie să ne orientăm spre un antrenor care este liber de contract. Și care a făcut performanță. Și care a făcut și performanță. Și care l-a ajutat și pe Dan. Nu. Faptul că dacă Dan pleacă... Acum avem... Da, Cristi, ai fost atât de... Da, apropo, ce e cu povestea asta, Cristi? De ce a apărut la voi imaginea cu bine ai venit Cristian? Păi nu a apărut. Păi nu a apărut la noi. Dar ce e aia? Păi nu a apărut la noi. Sunt atât de mult aitiști, unii suporteri sau unii dușmani. În momentul în care vrei să destabilizezi un club, este ușor ca să crezi un asemenea poster, adică eu îți găsesc ușor, pentru că cunosc mulți artiști în Cluj. A, deci a fost pur și simplu o destabilizare. Adică, dar nu mai... Auzi, eu cred că Mititelul a făcut. Apreciez. Eu nu am cum să nu apreciez, pentru că trebuie să ai, cum să spun, să-ți umple bibilica ca să... Îți spun să eu, faci... Mititelul, acum îi merge bibilica lui Mititelul, cred că Mititelul s-a ocupat. Adică n-ai cum să nu scoți pălăria pentru cei care s-au gândit la așa ceva. N-ai cum să nu scoți pălăria. Și hai să spun ceva. Să-ți arăta adică... și bine Bergodi, să știi. Cred că l-au întinerit. Da. Nu, dar arăta bine Bergodi acolo cu culorile voastre CFR-ului. Chiar că dădea bine Bergodi. Vă dați seama câte postere am creat sau cât am postat noi. E ușor să găsești cam ce trebuie să conțină un poster pentru a fi cât mai credibil. Corect. Te uiți, a apărut la voi în fanatică, prima ta, a apărut la voi în fanatic legat de Bergodi că s-ar putea să vină și după aceea dai seama că într-o oră faci un poster de la și îl trimiți pe piață. Cristi, atât pot să-ți garantez. Nu l-am făcut eu cu Coste, asta pot să-ți garantez. Nu am zis că l-ai făcut tu. Da. Dar oricum, nu pot decât, chiar dacă ne încurcă acest poster și a creat așa oarecare dezechilibru, n-ai cum să nu scoți pălăria pentru cei cărora i-a dus mintea să facă așa ceva. Și arată bine Bergodi. Nu, și le-a și ieșit, pentru că nu ascund faptul că era trebuit să dau multe explicații și ne-au destabilizat puțin, adică și-au definit obiectivul. Bine, vestea bună e că dacă pleacă Petrescu și chiar îl luați pe Bergodi, nu mai trebuie să faceți poster. Păi da, dar nu știu că avem drepturile de autor, că am putea să fim... Vă descurcați! Da. Bine, Cristi, mulțumim! Baftă, succes! Pa, pa!